Fumul negru și gros a fost vizibil la kilometri distanță. Pompierii s-au luptat circa 6 ore ca să lichideze incendiul. Hala însă a fost distrusă în totalitate. Zeci de pompieri au fost mobilizați după ce s-a dat alarma în parcul industrial Tătarom din Cluj-Napoca. Fumul negru se putea observa de la kilometri distanță. O hală în care își aveau sediul 3 firme a fost cuprinsă de foc. Incendiul a izbucnit în zori. A fost atât de puternic încât mare parte din hala, care are în jur de 600 de metri pătrați, pur și simplu a fost topită de vâlvătaie. Pe la ora 5 și ceva am înțeles că au început să sune alarmele și au venit pompierii și au început să stingă. Dar focul s-a extins destul de repede. Ardea din partea stângă de undeva. S-a încercat cu extintorul un pic până au ajuns pompierii. Erau 3 firme în hală, cu textile, țigări și produse de igienă. Incendiul ar fi pornit la firma de textile, spun mai multe surse. Apoi flăcările s-au extins cu repeziciune la celelalte 2 societăți, iar materialele ușor inflamabile au alimentat flăcările. Au fost dislocat la fața locului dispozitiv mărit, respectiv 4 autospeciale de stins incendii cu apă și spumă, 2 autospeciale de intervenții și salvări de la înălțimi. Hala a fost distrusă în proporție de aproximativ 90%. Oamenii din zonă au fost sfătuiți prin mesaj RoAlert să țină geamurile închise și să nu iasă din locuințe din cauza fumului gros. Atât hala cât și marfa depozitată în hală erau asigurate. Chiar și așa, pagubele sunt uriașe.